pentru soțul ei, care, iată, e o dragoste care durează de 20 de ani și mai bine, zic eu așa, ei bine, acum o să aflăm pe unde s-a mai dus, ce a mai făcut cu el și ce nebunii au mai făcut, pentru că nu ne-am mai văzut cu ei aici de un an de zile și nu se făcea să lipsească. Domnilor și domnilor, Anca Țurcașiu! Bună seara! Bună seara, bună seara! Neschimbată, tânără și... Mulțumesc! Și proaspătă... Și plină de viață! Da! Muncită, alergată! Păi da. Se vede? Păi da, da, e bine, e bine. Așa se ține prospețimea noi, de muncă. Noi, taurii, nu putem să stăm acasă, nu avem cum. Trebuie să tragem. Cu tăvăleală se ține tinerețea, că dacă stai acasă, dorm pe tine. Multă energie. Așa e, bine, da, să știți că noi am stabilit întâlnirea asta de mai multe vreme. Da, odată era așa, odată era plecată, odată era răcită. Și a zis odată, domne, joi 14 și joi 14 a fost. Ai văzut că m-am ținut de cuvânt. Ce surpriză ți-a făcut Cristi, soțiorul tău, astăzi, de 14 decembrie, în februarie? Nu știu dacă mi-a făcut o surpriză, că nu prea ținem noi ziua asta, Valentine. Mi-a trimis Mariana Cojocaru o vorbă absolut senzațională. Mâine, 14 februarie, este ziua îndrăgostiților. Sau, pe înțelesul celor căsătoriți, joi. Mi s-a părut foarte... Da. Foarte caia. Adevărul e că nu prea sărbăm Valentine's Day. Pentru că nu trebuie să existe o zi neapărat să... Vă sărbătoriți? În fiecare zi. Da, e foarte atent și romantic și mi-aduce mereu flori. Asta e frumos. Povestea, da. Bun. Da. Așa, păi așa se păstrează, exact. Se întreține o relație frumoasă. Foarte bun. Focul. Cu mesaje, cu bilețele. Cum îți lasă bilețele? Ia zi. Îmi lasă bilet. De exemplu, acum două zile, trei zile, am găsit pe masa din bucătărie un poster și desenată o inimă. Ce frumos! Lucruri simple de mărețe, de fapt. Da. Sau îmi știe că dimineața beau pe stomacul gol un pahar cu apă cu zeama de la o lămâie. Aha. Și găsesc zeama stoarsă de la lămâie. Mi se pare corect. Un gest atenție, minunat, nu? Contează, la prima oră a dimineții. Suntem puțin, dar buni, așa e. Bun. Ne facem atenții și tot felul de lucruri. Mi se pare corect. Dar tu lui? Îi fac și eu. Ce îi faci? Ce surprize îi faci lui? Dă-mi un exemplu. Păi... Am înțeles. Lămâie, o inimioare. Îl aștept cu... Îl aștept. Ceva. Masa pisa. Ce drăguț a fost. Am o surpriză plăcută. Îl aștept. Mai nou nici nu mai gătesc. În casă, Cristi are această pasiune de vreo câțiva ani de zile. Și la toate mesele și petrecerile cu prietenii noștri, lui îi face foarte mare plăcere să pregătească bucatele. Și mai nou coace și pâine în casă, dar nu la mașina de făcut pâine. Nu așa simplu, cartofi prăjiți cu omletă. La cuptor, deci pâine, cea mai bună pâine, da, o să vă aduc o dată. Da. Și i-am făcut cadou de ziua lui, a fost în decembrie ziua lui, un curs de gătit. Și s-a dus la curs de gătit. Și mai nou face cursuri de gătit. Deci mâine pâine vedem la șef la cuțite. Crezi că să-l vedem la șef? De plăcere, așa, nu. Se duce la șef la cuțite? Nu, nu vrea să apară. El, e o pasiune de-a lui. E o pasiune strict pentru noi. Doamnelor și domnilor, ei bine, după pauză o să vedeți imagini dintr-o peripeție continuă, cum a fost vacanța lor. După cam cum știți, așa. La începutul anului întotdeauna ne vedem când se întorc dintr-o vacanță prelungită. Da, Anca Țurcașiu este cu noi. Nu se întâmplă foarte des, așa că vă rugăm să rămâneți, să dați televizoarele mai tare. Anul trecut ne-a ieșit o singură dată, poate anul ăsta o să ne iasă de două ori. Deci de la un moment dat, zice că apare prea des. După aia se apropie literalul vreo 4 luni de zile, e scoasă din priză, decât dacă te duci după aia la mare. Dar nici acolo n-ai timp seara, că prezintă ca la Balamuc. Bănuiesc că și anul ăsta o să fii tot acolo. Da, e o colaborare lungă și frumoasă. Vreo 20 de ani sau de când prezint? Da, 20 de ani. Anul ăsta e al 20-lea an. Ai văzut? An de... Ce memorie fabuloasă încă mai am. Cine sunteți voi? Așa, după care în toamnă, nu știu cum s-a întâmplat, că nu poate prindem în toamnă, depinde, vine bronzată și extrem de... extrem de. Nu bun. Că acum nu ar fi bronzată, adică puțin la cât am s-a mai dus. În Cuba. Bun, hai să luăm așa. Unde ai fost și ce ai făcut? Noi explorăm, așa cum spuneai și tu, mai multe zone din lumea asta. Încercăm să vedem cât mai mult și anul ăsta am ales Costa Rica, Panama și Cuba. Te întâlnești cu doamna Udrea? Da, toată lumea m-a întrebat. N-a fost persoană să nu mă întrebe când am avut. Mai așa persoană să nu te întreb eu? Păi se poate așa ceva?
Nu, nu m-am întâlnit și nici nu, asta, nu acesta a fost scopul meu. Era eliberată, că ai fost anul ăsta, nu? Da. Da. Da, în ianuarie. Da, 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 era afară. Nu sunt la curent. A fost puțin încarcerată, vreo două luni. Știu că a fost, că da, am aflat de la lumea care mă întreba. Ai ieșit dar... că, pentru că completurile de 5. Așa. În sfârșit. Cert este că am explorat o zonă, America Centrală, absolut minunată, cu un ecosistem de văzut în viața asta. Ei în Costa Rica, în loc de salut, spun pura vida, pentru că respectă da. Această viață ce sănătoasă frumos. Și frumoasă și aproape că nu au drumuri foarte bine puse la punct, tocmai ca să nu crească numărul de mașini să polueze toate aceste pături. Înseamnă că România este o țară la fel de interesantă, că și la noi aproape că nu ai drumuri ca lumea. Nasol e totuși că crește numărul de mașini. Și cum poți să-i mai interesi pe oamenii? Pădurile la statul greu. Român are grijă de tine da. Să nu mergi cu mașina sprijin, și tu nimic. Exact. Nimic, nimic. Bun. Vedem și fotografii de acolo. Avem și fotografii, da. O suavă limuzină asta din ce țară? Cuba, normal. Cuba, cu mașinile lor vechi. A fost Cuba o experiență extrem de interesantă. Unde-i mare asta ca să mă dau cu pumnii de aici birou? Aici am fost în mai multe locuri la mare, și în Panama, și în Costa Rica, și cred că imaginea este din Varadero, din Cuba. Și unde ți-a plăcut cel mai mult? Peste tot. Noi suntem niște călători care facem foarte multe excursii. Practic, Cristi se ocupă din luna iunie, extrem de meticulos. Așa se face dacă vrei să o iei și mai ieftină și să o așezi ca lumea. Da. Și biletele de avion și tot. Și am stat în regim nu hotelier, ca să nu facem aici reclamă, și am stat în niște locații absolut minunate. Dă-mi un exemplu ca să... În casele oamenilor care închiriază locuințe în toată lumea. Așa? Așa, da. Și, scump, doamnă, scump? Așa, nu, deloc. Așa am stat și anul trecut. A fost absolut... Și unde se găsesc casele astea? Pe Booking sau unde? Da, nu, există... Airbnb se numește. Am auzit. America e... Și peste tot, în toată lumea există. Și experiențele au fost absolut minunate, pentru că excursiile pe care le-am făcut au fost deosebite, cu multă, multă aventură. Mai multă aventură decât în alți ani. Adică? Adică am făcut zipline, săriturile acelea de pe o platformă pe alta. Asta este un fel de tiroliană, de aia de te duci pe sfoară așa. Da, exact. Sute de metri, cu o viteză inimaginabilă. Vreo 12 zboruri din acestea, deasupra pădurii tropicale, la vreo 40-50 de metri. Nu ți-a fost frică? Doamne, ce frumos! Nu, am mai făcut asta și... Dar te leagă bine, nu? Te leagă. Am văzut filme în care se întâmplă, rămâi pe la mijloc. Nu, se întâmplă. Era pe la, nu știu ce post. Rămâi și te trage cineva. Dacă rămâi, dar nu rămâi. Rămâi acolo vreo 3-4 zile, nu există. Mai vine un vultur, îți mai ciugulește din palmă sau din te ceva. Te prietenești cu vulturii, ce așa o tragedie. Panama e impresionantă, pentru că, după cum toată lumea știe, practic una dintre cele mai bogate țări din lumea asta, datorită canalului, și sunt niște construcții mai este absolut un motiv. Deosebite. Nu știu dacă știi că a fost Panama Papers, deci acolo este o țară în care vin băieții și își pun bani. Înțelegi? Știu eu niște doamne din România, din politică, care au bănuții pe acolo, înțelegi? Da, da, da. Și Cuba, o reîntoarcere offshore-uri, cu 30 de ani în urmă, la niște lucruri pe care le uitasem, absolut fascinant, să stai la ușa unui magazin și să te poftească doi câte doi și să fie rafturi goale, dar... Ați mâncat creveți? Nu, chiar. Vietnamezi era. Nu știi ce e. Creveți vietnamezi. Da. Erau niște chestii așa crocante, un fel de chipsuri obosite așa. Dar știi că s-a deschis un magazin în București și chiar am avut curiozitate, am vrut să cumpăr ca să-mi aduc aminte puțin de gust. Da. Și pentru că am trăit, uleios așa era. Da, am trăit noi o copilărie absolut interesantă. Foarte interesantă. Are și Chico? Și foarte specială. Să avem Chico aici. Chico, da. Știu de Chico, vezi că știu de Chico. De unde știi? Dă-mi poze. Mi-a cea tataie. Nu era Chico ăla? Chico. Băutura. Un suc Chica. Galben. Galben, exact. Așa. Ca băutura cealaltă. Făcut din cariocă și marker. Păi avea un gust fantastic. Uite adică era ce bine ceva... am crescut. Da. Bun. Și am făcut și
rafting pe râu. Ce frumos, da. Iubesc raftingul. Foarte. Eu nu știam că tu ești greu. Așa nu cu curajos. Adrenalina. Nu sunt, dar m-au corupt, să zic așa. Păi, secundă, ai fost Cristi și cu... Și cu încă o familie de prieteni, familia Dr. Seidin. Noi suntem prieteni foarte buni cu ei și am făcut un grup de patru, am pornit la drum. A, și te-au înconjurat și asta e? Da, și am zis, hai să încercăm să le facem pe toate. Pe ai răgușit de la țipat în timp ce a fost raftingul? A fost foarte, foarte greu. Acolo e un nivel între 0 și 7, 7 fiind cel mai mare grad de dificultate. Noi am avut gradul 5. E rău. Și ați fost 12 pe o barcă sau doar câte doi? Am fost noi 4 și capitanul care ne coordona. Și vreo doi care ulterior au fost și la mormântare. Mai erau doi, dar nu mai sunt aia, da. Ei, îți dai seama că totul e, mă rog, are mare siguranță, oricum lucrurile se pot întâmpla, dar nu poți să te dai cu capul de absolut, cât un absolut pește de râu, așa, da, vine. Da. Nu? Mult mai multă adrenalină decât în oricare altă excursie. Bun, am început, deci ai făcut rafting. Auzi, dar totuși, cum te-a convins să te sui pe barcă? Cu greu. Adică, până nu în vreau, ultima nu secundă am avut îndoieli. Și până la urmă m-am urcat și am mers până la capăt. Dar ți-a plăcut, bănuiesc? Nu mai fac în viața mea. Vai, ce mi-a plăcut. Pe când zipline mai fac. Da. Mai faci, nu? Da. Am înțeles. Deci a fost foarte frumos. Foarte frumos să nu vă mai prind a doua oară, nu? Da, e în regulă. Da. Da, știi că de la azi, cum ți-ai pierdut vocea? Ți-i până la rafting? Bun. Dar acum, pentru oamenii, de exemplu, care ar vrea să plece totuși în această excursie, cam ce buget l-ar trebui? Minimum. Depinde foarte mult. De exemplu, Cuba este o țară în care, paradoxal, se cheltuie foarte mulți bani. Cu toate că, salariul lor mediu este în jur de 30 de dolari pe lună. Păi prețurile, prețurile pentru taxiurile de epocă vechi, vintage, pentru masă, pentru tot ce deci cheltui. Turistul trebuie jupuit. Turistul, da, plătește foarte, foarte mulți bani pentru asta, dar este absolut spectaculos. Ți-ai permis și vreo extravaganță shoppinguistică? Noi așa? Nu facem shopping în aceste vacanțe. Nu ți-ai luat nimic? Nu. De la niște artiști plastici din Cuba mi-am luat o pereche de cercei și... Bănuiesc că scumpi, dacă mai e nimic. Nu. Și am adus mici atenții pentru acasă, dar nu facem shopping. Noi plecăm cu un carry-on cu 10 kg o lună. Atât? De zile, da. Păi și vă spălați lucrurile acolo? Ne spălăm lucrurile, da. Am înțeles. O dată la câteva zile, dar este absolut suficient. Aș putea să deschid o școală de făcut bagaje. Am corecte. Auzit, știi că sunt pe net, pe YouTube, cum să le strângi, cum să le faci. Pentru că n-are sens să cărăm atâtea haine după noi, cărăm strictul necesar și să avem pentru toate variantele. Deci, zipline, rafting, altceva ce... Niște excursii foarte spectaculoase în junglă, în pădurile tropicale. De unde e marea aia? Tot nu mi-ai spus de unde e mare. Sunt mai multe locuri. Una a fost în Costa Rica, în Manuel Antonio, apoi o plajă spectaculoasă aici este Varadero, în Caraibe, practic, Cuba, Marea Caraibelor. Și am mai fost în Panama, am făcut și plajă, da, în Panama, într-un loc absolut minunat, unde chiar am avut o locuință pe apă, pe malul Mării. Da. Frumos? Cum foarte, e? Foarte, foarte frumos. Senzație? Și cu excursii, cu barca, senzație, da, pentru că dedesubt e apă și vin valurile și se aude... spectaculos. Dopuri în urechi. Chiar am primit dopuri în urechi pe noptiere. Ca să serios, fie clar. Da, da. Auzi, dar știi ce mă amuză pe mine? E ce o fotografie veche acolo, în care se văd, tu ești cu o șepcuță cu o stea. Iată-o și pe Anca. Te-ai dat cu de-astea cu... sau numai ne-am pozat? Nu, am fost pe un catamaran doar. Catamaran. După cum vedeți, Anca este în continuare într-o formă fizică obișnuită pentru ea, ca să zic așa. Te-ai mai îngrășat vreun kilogram? Doamne ferește. Nu, sunt foarte atentă și într-o limită absolut normală. Un animal te-a costat pe acolo? Imediat ajung la poza aia, că mă amuză foarte tare. Am avut foarte mulți delfini în apele din Marea Caraibelor și am avut foarte multe iguane. Da? Unde? În Costa Rica. Am înțeles.
Ai băgat trabuc? Ai ce frumoasă da. Poza aceea. Ai fumat? Da, da. Și încercat. Cum e? E... Sigara. E trabuc. Sigara adevărată. Da, sigara da, adevărată. Da. Bun, pe mine m-am amuzat că la un moment dat erai tu într-o fotografie cu... Erau două mașini vechi. Asta ce este? Aici e Panama. Mi se pare corect. Da. Un fel de Dubai pe, da, pe mic, așa, știi? Pe mic, exact. Da, exact. Bun. Era o mașină, erau două mașini vechi și o mașină mai nouă, de prin anii 90. Aia nouă era cu capota ridicată, adică aia era praf, dar alea vechi erau funcționale. Pentru că ele sunt întreținute... Mi s-a părut foarte tare faza. Foarte, foarte bine de către localnici, evident, pentru că, da, fiind foarte mulți turiști în Cuba... Uite, da, alea două vechi sunt bune, exact, alea exact, nouă, da, vezi? Da, e cu capota ridicată. Da, deci, la exact, miroase te zic, băie, astea exact, noi sunt praf, băie. Internetul foarte interesant în Cuba există doar în locuri publice, în anumite parcuri. Trebuie să mergi în parc ca să ai internet. Free sau îți iau bani? Nu, îți iau bani. Cartele. Cumperi niște cartele pe care au un cod și ai o jumătate de oră, o oră de internet la dispoziție, dar fugem în parcuri ca să prindeți internetul. Acolo nu poți să faci revoluție cu pe Facebook, da. Cristi. Foarte frumos. Da. Da. Și ca și mâncare, ce a fost bun? Unde? Da. Peste tot am mâncat foarte bine, în special pește, mult pește am mâncat. N-a învățat Cristi niște rețete, ceva? Ei combină foarte interesant fasole, așa, cu orez, cu dovleac copt și cu pește. Sau bun, cu fructe de mare. Foarte interesant. Asta să asociezi. Asta cu fasole și orez știam, fasole, da, și cu orez dovleac, și cu dovleac, copt. Da, da. Pune acolo, să fie mult, mi se pare mult. Da, da. Am mâncat... Au și mult? Dă încoace, că rezolvăm. Bun. Pește și fructe de mare. Foarte, foarte. Proaspete de la mama lor, ca să zic așa. Da, normal, normal. Foarte bun, da? Alte... Venim istoviți după o asemenea excursie de fiecare dată. Și pleci la Pașcane și, a doua zi să ajungi. A doua zi am plecat în turneu la Pașcane, a fost foarte frumos. După temperatura de acolo și după ce am trăit, am ajuns într-o zăpadă de 2 metri, da, de la o zi la alta. Da. A fost destul de busolant, așa trecerea, pot spune. Da. Dar am plecat în turneu cu un spectacol extrem de... amuzant, îl jucăm de ani de zile, Amor în farmacie, în regia lui Dan Tudor și am bătut întreaga țară și lumea, pot să spun, cu el și am intrat direct în voie în bună, farmacie, da, 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 în farmacie, a fost foarte frumos. Uite, astea sunt căsuțele despre care ți povesteam pe mare, da. Și Cezaria Evora, asta cine Cezaria e? Evora, o doamnă care stătea la colț de stradă și aborda turiștii să facă fotografii cu ea, să câștige și ea un bănuț. Și cerea, adică nu cerea nimeni, erau foarte... Dacă doreai, lăsai. Dacă doreai, lăsai și toată lumea... Adică da, nu te-ai da, interesat în Panama să cauți un magazin, că acolo cred că găseai ce doreai după cum arată. Da, cred că am intrat așa în fugă, dar nu, nu, în general nu mergem să facem shopping și nu mai cumpăr lucruri, pentru că am realizat că o grămadă de obiecte pe care le-am adus sunt multe și nu are sens. Facem foarte multe depinde fotografii, ce facem colț, filme. Există oameni, deci trebuie să vă... N-am apucat să spun, am făcut un reportaj, dar nu s-a difuzat. A povestit la un moment dat Cătălin Potezatu că avea atâtea standere în casă. Terminase cu dulapuri. Standere. La un moment dat standere. Deci a venit o doamnă să facă curățenie. Și la un moment dat a făcut curățenie și a căzut standere peste standere. Doamne! Și le-a terminat. Domnul Cătălin! Salvați-mă! Vă rog să veniți acasă! Sunt sub standere, puteți? Nu mă mai pot mișca! Și a venit omul să scoată femeia, să o desfunde dintre standere. Ai zis că n-a mai venit la curățenie de atunci. Păi vezi, te sperie când ai atâtea lucruri până la urmă o casă trebuie să fie cât de cât aerisită ca să-ți facă plăcere. Deschidem geamurile. Iubita mea, te duc afară, hai să ne plimbăm. Păi de acum, hai, ești pe balcon, un pic. V-am mai povestit aia cu Gheorghe Dirica la Sinaia, cu Nicu Constantin, în anii 80, pleacă băieții, se ducă alt aer, să ia alt aer. Pleacă vineri dimineața, ajung la prânz acolo, intră în cârciumă. Și ies duminică pe la prânz, așa. Deci, efectiv, au stat. Și ies, deschide domnul Dinică geamul, așa. Vedeți, de-aia a venit la munte, mă. Alta e! Bun. Pentru că suntem în ultimul minut, în afară de Armor în farmacie, în ce te mai vedea? Am o premieră, My Fair Lady. Intru să joc în musicalul care a fost pus în scenă în urmă cu 3 ani. Se reia anul acesta și e o mare bucurie că intru și eu în această producție, în care mi-am dorit să intru atunci, dar n-a fost posibil. Eram la Te Cunosc de Undeva în mare
mari focuri. Și iată o surpriză minunată pentru începutul de an. Mamma Mia revine la Sala Palatului 15 martie. Și încă alte spectacole, Toc Toc, Chat Chat Chat, în regia lui Ricard Reguand la Cinema Pro, săptămânal joc, și în regia lui Dan Tudor. Mai am câteva spectacole. Sunt multe. Câte? Pe care le rulez. În clipa asta joc în 8, cam așa. A fost Velniciu care aici a zis numai că 11, îți dai seama ce. Dar este o viață absolut minunată și o bucurie imensă. Și până la urmă sunt atât de fericită că fac ce fac și... Cu plăcere, da, mai și cântă pe deasupra când... Da, ca să nu mai spun de prezentat evenimente sau cântat, asta e altceva, da. Altceva. Și grădinița, începem și grădinița. Mă, țins că are multă energie, nu duce lipsă. Da, e cam bancul ăla. Cum ați reușit să lăsați însărcinate 6 femei în același timp în 6 sectoare? Am avut bicicletă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Mi-a făcut mare plăcere, vă pup.